Mănăstirea Hadâmbu din Comuna Mironeasa, județul Iași, a organizat vineri 3 decembrie 2021 o nouă acțiune filantropică în cadrul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus. Aceasta a avut loc în satele Drăgănești, Buhăieni, Glăvănești, Iepureni și Fântânele din Comuna Andrieșeni, județul Iași, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, în contextul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Pentru fiecare din cele 10 familii selectate s-au oferit următoarele: un sac de cartofi, un sac de făină albă, un bax de făină de porumb, 2 baxuri de ulei, un bax de zahăr, un bax de orez, 2 baxuri de paste făinoase, articole din textil de uz casnic și cozonac. În același timp, aproximativ 30 de copii au primit pachete cu dulciuri și jucării. Activitatea filantropică s-a derulat prin implicarea profesorului pentru învățământ primar Ilie Urmă de la Școala Generală Gheorghe Ciobanu Andrieșeni și consilier local în cadrul primăriei Andrieșeni și a tânărului voluntar Răzvan Roșu. Părintele stareț a intrat în casele celor 10 familii cu o situație materială precară pentru a vorbi cu oamenii și pentru a afla mai multe despre problemele cu care se confruntă. Patra. Și tu? Dom, sănăță, am plecat să colindăm. Dom, sănăță, când boierii nu s-a casă. Dom, sănăță, când boierii nu s-a casă. Dom, sănăță, dom, sănăță, dom, sănăță. Deci brăduță moștăciună, aduce? Brăduță. Văd căldării că aveți. Da, facem, am... Aici o leacă, că-s copiii, nu puteți să mai... Și s-o lucrează în ea? Să leacă. La fel. Cu ziua. Da, de la cea mai mică fată, că eu am 4 copii. Da, aici numai un copilăț? Da. Da, da, da. Vine cu aici, la liceu. Dulce. La liceu, nu? Da, da, da. Așa, te vezi? Am 2 la liceu. La Moș Nicolae. Da, da. Dulcele, vezi? Cum spui? Ești mai la, e bine. Atât cei mici, cât și cei mari s-au bucurat de vizita părintelui stareț și pentru că le-a binecuvântat casa. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că prin intermediul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus, biserica dorește să aducă puțină bucurie în casele oamenilor nevoiași. Am venit cu gânduri bune și este al treilea an, să spun, de când vin în Andrieșeni, în toate cătunile din Andrieșeni, să spunem așa. Cu mare bucurie și mulțumesc Bunului Dumnezeu că am reușit și anul acesta să aduc cât de puțină bucurie, să spunem, acestor familii nevoiașe cu mulți copii. Luna faptelor bune. Ar trebui să ne gândim în această lună și nu numai în această lună a cadourilor, să facem fapte bune, să ducem bucurie în casele orfanilor, a văduvilor, a părinților cu mulți copii care nu reușesc să-și crească copiii așa cum ar trebui, cu neajunsurile care sunt astăzi. Și ne străduim an de an, cu ajutorul Maicii Domnului, să venim să aducem această bucurie în casele pruncilor necăjiți, a părinților nevoiași, a văduvilor, orfanilor, cu darul lui Dumnezeu și din darul primit de la Dumnezeu prin credincioși și fiii mei duhovnicești. Seamă, mă uitam la pruncușori, cât de frumos sunt educați. Vedeți că de multe ori se ridică din aceste case și unde sunt copii mulți, copii deștepți, știu colinzi, poezii, învață foarte bine la școală și mă bucură că am găsit și curățenie în caselor. Vedeți, chiar dacă sunt săraci, necăjiți, se îngrijesc părinții de acești copilași, care sunt foarte necăjiți, trebuie să recunoaștem. Și o mare binecuvântare și o bucurie că am reușit să vin și anul acesta și când îmi va ajuta Bunul Dumnezeu, în continuare, an de an și numai de sărbători, ci în afară de sărbători, cercetăm pe cei sărmani și neajutorați.
bucuria familiei și bucuria copiilor. Fim frumos și îl dă Dumnezeu sănătate și putere și fericire și un sărbător fericit. Bucurie foarte mult. Pentru copii mai mult, pentru noi nu. Noi când am fost acasă n-am avut. Sperăm pentru ei. Fii bucuroși că vin. Faceți mari sacrificii pentru copilași? Da, totul pentru ei facem. Pentru ei muncim, pentru ei adunăm. Și i-ați adus pe lume pe toți. Da. Asta e cel mai important. Da. Asta ați avut și aveți dragoste. Avem foarte mult pentru ei. Copii. Da, pentru ei foarte mult avem. Pentru ei trăim și să-i vedem mari. Să meargă mai departe. Când ne trimite sau ne aduce, ne foarte mândrim. Noi, pe lângă noi, se mândrește și ei foarte mult. Acum chiar o bucurie le-ați făcut. Chiar mă gândeam. Să vine Moș Nicolae, să vedem mâinicile. Putem pune. Numai cu alocația, soțul zilier lucrează cu ziua. Na, e foarte greu o leapă, da? Ce să facem? Ne descurcăm pentru ei. Noi, Ionuț? Da. Nu știu la mănăstire, dar poate de Dumnezeu da. Și mai ajung. Dorința mea să învăț bine și să am grijă de tatăl meu. Și eu la fel. Filantropia pe care mănăstirea Hadâmbu o desfășoară de mai bine de 3 decenii reprezintă un exemplu demn de urmat. Părinții așezării monahale din Dealul Mare, împreună cu oamenii cu suflet mare, ce doresc să fie alături de cei sărmani, rânduiesc astfel de fapte spre slava lui Dumnezeu. Prin intermediul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus, mănăstirea Hadâmbu dorește să-i sensibilizeze și să-i determine pe toți românii buni, harnici și darnici să înmulțească faptele de milostenie. În același timp, prin acțiunile campaniei, credincioșii sunt îndemnați să meargă personal în mijlocul familiilor greu încercate pentru a le oferi un dar și pentru a încerca să-i încurajeze.